Potrivit specialiștilor în agricultură dâmbovițeni, la acest moment rezerva de apă din sol este suficientă. Precipitațiile din ultima vreme și temperaturile de afară ajutând culturile de grâu și orz însămânțate să se dezvolte normal. Iar dacă ploile vor continua să cadă, cerealele vor parcurge toate fazele de germinare, răsărire, formare a frunzei a treia, precum și înfrățirea. Se prognozează în continuare precipitații sub formă de ploi și chiar zăpadă. La data aceasta, rezerva de umiditate pentru încultura grâului de toamnă este satisfăcătoare și noi credem că pe fondul regimului atât termic cât și cel privind umiditatea, ritmul de creștere și dezvoltare a culturilor agricole este cel normal în majoritatea zonelor de cultură. Fenologic, culturile de orz și grâu de toamnă vor parcurge fazele de germinare, răsărire, formare a frunzei a treia, precum și înfrățirea.